Bună seara! ăștia credeau că o să tac. Cândva le-am spus nici moartă nu tac. La acest moment sunt blocată pe toate conturile pe care le am, inclusiv pe soțul meu Silvestru Soșoacă. -șo Dar, evident, că am găsit o soluție să fac un live și încercăm să facem live de pe această pagină, Diana Iovanovici oficial, pentru că mâine se va desfășura un eveniment la nivelul întregii țări, deși se menționează că nu mă bucurești. Nu, sunt oameni care nu pot să ajungă în București. Și atunci este normal ca aceștia să poată să, să iasă în stradă și la ei în, în localitate. Așa că cei care nu puteți veni la București, evident că ar fi foarte bine să vină în fața Parlamentului 18 milioane de români, însă știm foarte bine că este practic imposibil, cei care nu puteți veni la București, ieșiți în fața primăriilor și consiliilor județene, la ora 15 în toată țara, conform uh, legea adunărilor publice, nu aveți nevoie de autorizare dacă ieșiți în fața acestor instituții, mai ales că va fi un, uh, un meeting ad hoc, așa că nu aveți nevoie de alte aprobări. Uh, după cum uh, știți, am... Uh, am fost blocată pe contul meu de Facebook. Mai am vreo 25 de zile. După ce am postat, am încercat să fac un live de pe contul soțului meu, Silvestru Șoșoacă, și ne-a anunțat că până pe data de 28 martie este blocat și contul lui pentru live-uri. Apoi am făcut un screenshot și am, am postat pe pagina lui acest fapt. Și când să mai postăm a doua oară, ne-au anunțat că ne-au închis contul 24.